Ideea reorganizării teritoriale vehiculată an la rând de guvernele din România este îmbrățișată de unii primari de orașe. Edilii spun că astfel ar putea să aibă mai multă autonomie și forță de dezvoltare. Noi chiar am abordat problema la Asociația Orașelor de desființarea Consiliilor Județene, care Consiliile Județene au anumite responsabilități, bineînțeles, și administrează anumite obiective, dar care pot fi transferate foarte simplu la localitățile respective. Mai avem probleme cu infrastructurile și cu utilitățile, care încă mai sunt probleme între localități, că stația de epurare este în localitatea cealaltă. Din punctul nostru de vedere, Asociația Orașelor, noi considerăm orașul un centru de dezvoltare locală și suntem de acord cu eficientizarea actului administrativ din România. Ni se pare normal să avem această dezbatere la nivel național și să găsim soluții la fel cum s-au găsit și în Polonia și în celelalte state din estul Europei, să găsim și noi soluții ca eficiența administrației locale să fie mai mare. Cred că este absolut necesară o astfel de reorganizare teritorială administrativă, având în vedere că funcționăm în baza unei legi, cred că adoptată în 1968, odată cu anul în care eu m-am născut. Practic, 55 de ani nu a fost modificată această lege, acest act normativ, și cred că împreună cu Asociația Comunelor, Asociația Orașelor, Asociația Municipiilor, a Consiliului Județene ar trebui făcută o dezbatere și ar trebui să ne preocupe acest lucru, să încercăm să adoptăm o lege care să simplifice și să îmbunătățească, să eficientizeze actul administrativ la nivelul localităților. Mediul de afaceri a propus reducerea numărului de județe de la 41 plus București la 15 și redefinirea noțiunii de comună ca localitate cu cel puțin 5.000 de locuitori, dar și a noțiunii de oraș ca localitate cu cel puțin 10.000 de locuitori. Oamenii de afaceri spun că prin această reorganizare administrativ-teritorială se vor face economii la bugetul de stat și se va reduce birocrația. Cifrele de la ultimul recensământ arată că cel puțin 80 de localități nu mai îndeplinesc criteriile pentru a se numi municipii sau orașe. În cazul în care s-ar face această restructurare cerută de mediul de afaceri din România, puțin peste 50% din orașe și-ar păstra statutul administrativ. Județele Mehedinți, Tulcea și Brăila ar rămâne cu un singur oraș, municipiul reședință. Actuala împărțire a teritoriului datează din 1968, când s-a trecut de la împărțirea pe regiuni și raioane la reîmpărțirea pe județe, desființate de autoritățile comuniste după 1948. Mai multe guverne au încercat de-a lungul timpului reorganizarea teritorială, dar nu au reușit. Și președintele Klaus Iohannis a spus că este nevoie de o astfel de reformă.